tineri din Franța, dar și din alte țări europene vin să se facă medici veterinari în România. Anual, circa 100 de studenți străini intră pe băncile Facultății de Medicină Veterinară din Cluj. Aici învață și se specializează timp de 6 ani de zile, apoi pleacă și profesează peste hotare. Calitatea ridicată a învățământului și costurile mici de școlarizare sunt principalele motive care îi fac pe străini să vină să studieze aici. Dar după anii de studenție, puțini găsesc motivația necesară să rămână în România să trateze animalele autohtone. Învață sau școlarizează în acest moment aproximativ 1500 de studenți, dintre care aproape 1000 sunt la linia română, iar ceilalți sunt la linia engleză și franceză. Pe an de studiu, pentru linia engleză sunt 45, iar pentru linia franceză tot 45. La linia română, aproximativ 200 de studenți încep în anul acesta școlarizarea. Majoritatea sunt studenți din Franța, toți sunt străini. Poate că sunt cu origine din România, dar preferă linia engleză și franceză pentru că sunt mai aproape de ei. De ce ar alege un tânăr francez să vină să studieze medicina veterinară în Cluj-Napoca? Pentru că Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj este apreciată, am spus, la nivel internațional, pentru că reclama și imaginea facultății, nu numai în Franța, ci și în alte țări europene, este foarte bună și pentru că în fiecare an, absolvenții de Facultate de Medicină Veterinară din Cluj pleacă și lucrează în țările europene într-un procent de peste 20%. Chiar și dintre absolvenții români, o mare parte pleacă să profeseze în străinătate. Un medic veterinar câștigă în Franța, de exemplu, de la 3.000 de euro în sus. În România, un medic veterinar cu experiență câștigă aproximativ 1.000 de euro, după ani buni de muncă. Sigur că la terminare, probabil, salariile nu sunt chiar pe măsura pretențiilor, dar nici cunoștințele sau practicile pe care le pot oferi ei nu sunt la nivelul la care îl doresc cabinetele veterinare fermele, dar în timp să știți că ajung la salarizare de peste 1000 de euro pe lună. În momentul de față, 70-80% dintre studenții de la medicină veterinară din Cluj sunt fete. Așa se face că puțini sunt tinerii absolvenți care aleg să trateze animale mari și să lucreze în mediul rural sau în ferme. Majoritatea preferă să lucreze în cabinete veterinare din orașe.